Polițiștii de la Serviciul Arme Exploziv și Substanțe Periculoase Sibiu au depistat un jder capturat de pe fondul de vânătoare și crescut în captivitate într-un imobil din Mediaș, județul Sibiu. Bărbatul suspect de prinderea și păstrarea animalului în captivitate are 37 de ani și este cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj cinegetic prin vânătoarea mamiferelor cu mijloace neautorizate, potrivit sursei turnulsfatului.ro. Polițiștii au predat exemplarul de jder gestionarului fondului de vânătoare din care a fost capturat în vederea eliberării.